dumneavoastră, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Ministrul Cercetării Mihnea Costoiuș a depus candidatura sâmbătă la alegerile parlamentare parțiale pentru Senat, Colegiul 2, la Biroul Electoral Județean. Demnitarii aflați la Gorj au participat la prezentarea unor proiecte care vor fi demarate în viitorul apropiat în județul Gorj, dar și în municipiul Târgu Jiu. Au fost prezentate, de exemplu, trei variante de modernizare a stadionului municipal pe care joacă echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Și din eșec în eșec, Pandurii sunt cu moralul la pământ după înfrângerea dureroasă suferită pe teren propriu cu o echipă ce se bate la retrogradare, ACS Poli Timișoara. Pandurii au pierdut un nou meci, de această dată în deplasare. Mii de oameni au participat sâmbătă la mitingul electoral organizat de Partidul Social Democrat în piața orașului Rovinari. Au ajuns simpatizanți și membrii ai noii Uniuni PSD-UNPR-PC. Alături de premierul Victor Ponta s-au aflat candidații partidului la europarlamentare, dar și candidatul PSD pe Colegiul 2 de Senat, Mihnea Costoiu. Colegii miniștri sunt alături de mine și sunt bucuros astăzi că am primit o onoare extraordinară. O onoare pe care organizația PSD Gorj mi-a făcut-o, și anume aceea de a fi candidatul partidului pe Colegiul 2 de Senat, eliberat de domnul senator Grebla, acum judecător la Curtea Constituțională. Mitingul s-a dovedit a fi un magnet și pentru primarii de altă coloratură politică. 5 primari PNL și PDL au fost prezenți în staful PSD de la Rovinari. Edilii nu au luat în calcul că reprezintă alte partide politice și chiar au urcat pe scenă alături de greii Partidului Social Democrat. Este vorba despre primarul liberal Gheorghe Păsărin din Bâlteni, Vasile Moșoiu, primar PNL al comunei Drăguțești, Remulus Bâldea, edilul PNL de la Telești și primarul democrat liberal al comunei Turburea Ion Bârcă, dar și edilul comunei Padeș Mihai Troacă. Premierul Victor Ponta a declarat că primarii PNL au fost cei care au cerut să se întâlnească la Rovinar cu el și cu miniștrii PSD. De prezența edililor liberali la mitingul PSD a aflat și conducerea PNL Gorj. Dian Popescu, președintele Partidului Național Liberal de la Gorj, a declarat că prezența lui Gheorghe Păsărin la miting a fost ca o formă de manifestare a singurătății. Prin gestul său, Păsărin a demonstrat că este alături de Mihnea Costoiu la alegerile parțiale pentru Colegiul 2 de Senat și nu alături de Mihai Mazilu, candidatul PNL. Vreți să spuneți de... Domnul Păsărin, domnul Moșoiu? Nu, îmi pare rău. Rectificați. Domnul Moșoiu a dat declarație și a spus foarte clar, nu i s-a cerut acceptul. Chiar președinte Clin Antonescu va fi primit de primarul Moșoiu în primăria de la Drăguțești, dar din mare o să primiți programul. Iar domnul Cicu Păsărin a mai spus, e o formă de manifestare a singurătății. Și nu vreau să comentez că este încă membru al Partidului Național Liberal și ca atare este coleg cu colegii mei. A spus că mâine nu va fi alături de dumneavoastră Clin Antonescu. Deci nu trebuie să fie alături de mine. Poate n-a înțeles că dânsul este membru al Partidului Național Liberal momentan. Trebuie să recunosc. Deci nu alături de mine trebuie să fie. Trebuie să fie alături de cei 600 de oameni care au alergat în comună pentru a scoate primar. Conducerea PNL Gorj a decis înlocuirea lui Păsărin din funcția de președinte al organizației locale Bâlteni cu Sandu Braia. Ministrul Cercetării Mihnea Costoiu și-a depus candidatura la alegerile parlamentare parțiale pentru Senat, Colegiul 2, la Biroul Electoral Județean. El a fost însoțit de președintele PSD Victor Ponta, de vicepremierul Liviu Dragnea, dar și de mulți alți politicieni. Socialdemocratul a spus că a acceptat propunerea partidului de a candida pe Colegiul 2 de Senat cu emoție, pentru că reprezenta o mare responsabilitate pentru el în fața oamenilor, fiind și originar din Gorj. Întrebat dacă are proiecte pe care dorește să le aplice pe Colegiul 2 de Senat, Costoiu a declarat că una din priorități se referă la campusul studențesc. E prima dată când fac lucrul ăsta și sunt evident emoționat și sunt apăsat de responsabilitatea care o pot lua pe umeri. M-am angajat să fac pasul acesta și sper să nu dezamăgesc. Am mai multe proiecte, nu doar un singur proiect. Sunt câteva lucruri pe care le-am început și pe care vreau să le finalizez. În primul rând, am promis că voi sprijini finalizarea campusului studențesc. Vin din universitate, vin din Ministerul Educației și este un proiect important pentru viața orașului și a studenților și nu doar a studenților, a tinerilor din oraș.
Mihnea Costoi este din anul 2012 rector al Universității Politehnice din București și a fost secretar de stat la Ministerul Educației în perioada în care funcția de ministru era ocupată de Ecaterina Andronescu. Din decembrie 2012, Costoi este ministru delegat pentru învățământ superior. În cazul în care va deveni parlamentar, Mihnea Costoiu va rămâne și ministru delegat la Ministerul Educației Naționale. Candidatul social-democrat a mai precizat că una din problemele prioritare ale județului care trebuie rezolvate este crearea locurilor de muncă. Prioritatea numărul 1, sau în primul rând, prioritatea mea este crearea locurilor de muncă. Am adus foarte mulți investitori în multe locuri ale țării, o voi face și la voi. Considerați că aveți un dezavantaj față de ceilalți doi contracandidați primari din locul de pe localitățile respective? Eu consider că am un mare avantaj, pentru că oferta mea nu este una care vizează o localitate sau alta, ci este o ofertă de ansamblu și, repet, proiectele care le-am în spate demonstrează faptul că am putut și împreună cu echipa să realizez aceste proiecte și mă bazez foarte mult, trebuie să recunosc, pe sprijinul organizației de la Gol, cea care mi-a propus și recunosc sincer că am acceptat destul de greu candidatura, tocmai pentru că sunt conștient de responsabilitate. Mihnea Costoi este susținut de premierul Victor Ponta, care l-a însoțit pe acesta la depunerea candidaturii. Păi cum să mai candidez acum? Am candidat în 2012, a treia oară, deci pe 25 mai nu candidez, îl susțin pe Mihnea și cred că pentru județul Gorj să mai aibă încă un ministru, un lucru foarte bun. Și mai ales pe el nu-l mai poate acuza nimeni că nu-i gorjean, că asta a fost acuzația la adresa mea. Ce șanse dă domnului Costoiu la Gorj? Sunt absolut convins că trebuie să facă campanie, trebuie să fie alături de reprezentanții noștri de pe plan local, de președintele Consiliului Județean, de primarul municipiului, de ceilalți primari, pentru că aici întotdeauna, și când eram simplu deputat și decât sunt prim-ministru, am spus aici mai popular decât mine și așa e și normal și mai multă încredere au primarul și președintele Consiliului Județean. Deci Mihnea, care e gorjean, care știe pe toată lumea aici și îl cunoaște toată lumea și a făcut destule lucruri bune, dacă stă alături și e sprijinit de reprezentanții noștri pe plan județean, bineînțeles că va câștiga și va reprezenta și în Senat și în Guvern județul Gorj, la fel cum încerc să o fac și eu. Scrutinul anticipat are loc în condițiile în care fostul senator PSD, Toni Mihail Greblă, a plecat din Parlament în decembrie pentru un loc de judecător la Curtea Constituțională. Alegerile parțiale vor avea loc în data de 25 mai. Demnitarii aflați la Gorj au participat la prezentarea unor proiecte care vor fi demarate în viitorul apropiat în județul Gorj, dar și în municipiul Târgu Jiu. Întâlnirea a avut loc în sala Maura a Palatului Administrativ. Ședința de lucru a Guvernului s-a desfășurat cu o parte dintre cei mai importanți miniștri ai cabinetului Ponta III, în frunte cu primul ministru. Vicepremierul Liviu Dragnea a anunțat principalele investiții care vor avea loc în municipiul Târgu Jiu, dar și în județul Gorj. Prin programul operațional regional au fost amintite proiecte în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro. În programul de investiții este cuprinsă și sala polivalentă din municipiu, fonduri atrase prin Compania Națională de Investiții. Prin Compania Națională de Investiții, prin reabilitarea sportului în municipiul Târgu Jiu, solicitarea servită din partea comunităților locale și vizează extinderea și modernizarea acesteia astfel încât să poată fi promovată și să poată plăti competiții naționale respectând normele actuale impuse de Federația Sportivă. În urma acordului de reabilitare, modernizare și extindere se dorește în principal mărirea numărului de locuri, în mod de la 760 la 1500. Au fost prezentate de asemenea trei variante de modernizare a stadionului municipal pe care joacă echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Valoarea investiției se ridică la 20 de milioane de euro. Noul stadion va avea o capacitate de 20.000 de locuri, lucrările fiind derulate pe o perioadă cuprinsă între 18 și 25 de luni. Noul complex sportiv va avea o capacitate de minimum 12.500 de locuri acoperite, număr suficient pentru găzduirea competițiilor menționate. Dragnea a mai declarat la Târgu Jiu că vor fi construite 21 de cămine culturale prin Compania Națională de Investiții. Reabilitarea, modernizarea și extinderea complexului sportiv, stadionul municipal, Târgu Jiu, județul Gorj. Noi prezentăm trei variante posibile de design, ca și soluții constructive. Pe urmare, transformațiilor ținute la nivelul competițiilor naționale, dar și europene, reprezentanții municipiului Târgu Jiu și al județului Gorj, au avut elemente necesare de a modernizării și extinderii capacității statului municipal de localitate. Prin preluarea acestei investiții de către CNI, se dorește
vicepremierul a ținut să precizeze că investițiile vor fi realizate în urma demersurilor inițiate de autoritățile locale, dar și ca urmare a performanțelor pe care echipa de fotbal le-a avut în Europa League. Bună ziua, Gorj, bună ziua, Rovinari! Eu sunt mândru că sunt român, dar să știți că peste tot pe unde merg prin țară, eu spun că sunt mândru că sunt gorjan. Și sunt mai mândru și decât unii care s-au născut pe aici și n-au făcut nimic bun, sunt mândru că împreună cu Ion Călinoiu, cu Florin Cârciumaru, cu toți cei care ne-au fost alături în acești ani, am încercat să facem lucruri bune pentru Gorj, am încercat să facem lucruri bune pentru Rovinari, pentru turceni și le-am făcut și le facem în continuare. Îmi zicea cineva că azi la Rovinari, când o să venim, nu o să putem să ne întâlnim, că o să plouă. Și aici râu, Ramu, ploaia ține cu noi. Dacă venea Băsescu, sigur ploua. Și nu mai venea, că lui, știți, nu-i place apa. Lui îi plac altele, nu apa. Dacă venea Crin Antonescu, nu era problemă, că îl băgam aici în sală, că are și el vreo 10 liberali prin Gorj, încăpeau toți în sală. Dacă venea Dan Diaconescu, el zicea la televizor că nu plouă, chiar dacă ploua. El e în stare. Dacă am venit azi, am venit să mă văd cu dumneavoastră, să vă spun că de atâția ani și Gorjul și România s-a împărțit între noi, Călinoiu, Cârciumaru, deputații, primarii noștri, cei care facem treabă, cei care facem lucruri, cei care încercăm să facem școli, să facem spitale, să facem drumuri și cealaltă parte, din ce în ce mai mică, partea lui Băsescu, care știe să ne înjure pe noi, să ne critique, să ne spună de ce să nu facem pentru oamenii din această țară și din acest județ. Vreau să vă spun un lucru. Toată viața o să fiu mândru că în 2012, ajungând prim-ministru acolo unde dumneavoastră m-ați trimis, n-aș fi fost niciodată nici deputat, nici prim-ministru, dacă dumneavoastră Gorjul nu m-ați fi susținut. Dar o să fiu toată viața mândru că am încercat să-mi plătesc această datorie față de dumneavoastră și cel mai important lucru, și-l știu cei de aici, am salvat complexul energetic Oltenia, complexul pe care îl furaseră și îl băgaseră în faliment oamenii lui Băsescu. Dacă astăzi încă avem complexul energetic Oltenia, dacă o să-l avem în anii care urmează, dacă în România întotdeauna Gorjul o să fie inima energiei, asta se întâmplă pentru că dumneavoastră și cu mine am reușit în 2012 să salvăm complexul. Vreau să facem multe lucruri bune împreună. Vreau să continuăm drumurile. Vreau să avem Târgu Jiu în patrimoniu UNESCO și toată lumea să vină aici în Gorj și în Târgu Jiu să fie mândră că noi suntem mândri de ceea ce avem aici. Vreau să vă spun că totdeauna, orice ar fi la bine și la rău, mă bazez pe dumneavoastră, mă întreabă toată lumea în țară dacă o să candidez la altă funcție, funcția de președinte, și le spun tuturor, că am nevoie de sprijinul lor, dar în primul și în primul rând vreau să știu dacă mă susțin gorjenii mei pentru asta. Întotdeauna o să vin și o să vă întreb pe dumneavoastră, întotdeauna o să luăm deciziile împreună. Pe lista investițiilor prezentată de miniștrii guvernului Ponta s-au aflat proiecte de modernizare în ceea ce privește infrastructura județului Gorj, dar și a municipiului Târgu Jiu. În atenția demnitarilor s-a aflat drumul național 66, lucrări care par să nu se mai finalizeze.
Ministrul Transporturilor Dan Șova a declarat la ședința de guvern de la Târgu Jiu că în prezent se lucrează pe cele două tronsoane, suma alocată fiind de 100 de milioane de lei. Pentru tronsonul dintre Rovinar și Bumbeșiu a fost alocată o sumă de 35 de milioane de lei. Pentru al doilea tronson al DN66 Bumbeșiu-Petroșan există o finanțare de 65 de milioane de lei. Prezent la întâlnire a fost și directorul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Narcis Neaga. Acesta a promis că lucrările vor fi finalizate în toamna acestui an. De știut este faptul că firma constructoare a lucrat doar 16% din volumul lucrărilor. Au fost făcute precizări referitoare la lucrările de la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Acestea vor începe mai devreme decât au fost preconizate. A fost semnat contractul în noiembrie, în faza de proiectare și obținerea autorizației de construire, se va întâmpla la timp foarte scurt. Avem o alocare financiară de 7 milioane de lei, acestea care va fi acoperită. Au fost alocate sume importante de bani și pentru drumurile naționale din județ. Ministrul Transporturilor Dan Șova a declarat la Târgu Jiu că valoarea totală alocată pentru drumurile naționale din județ se ridică la 45 de milioane de lei. Rectorul UCB Târgu Jiu, Moise Bojincă, se declară încântat de faptul că vor fi alocate fonduri pentru finalizarea campusului studențesc de Barcader și că Universitatea Constantin Brâncuș va avea un bazin olimpic. Rectorul merge mâine la Ministerul Cercetării pentru a se întâlni cu ministrul Mihnea Costoiu și a discuta despre finalizarea acestor investiții. Prezent la Târgu Jiu, ministrul Mihnea Costoiu a precizat că anul acesta vor fi alocate fondurile necesare pentru terminarea investițiilor începute la campusul studențesc din Debarcader. În zona campusului noi avem două obiective. Primul este obiectivul de investiții spații învățământ și sunt toate promisiunile ca în anul acesta să putem să finalizăm lucrările. Și pe partea cealaltă, bazinul olimpic a fost inclus pe lista Companiei Naționale de Investiții și sperăm că și aici vor veni fonduri pentru demararea lucrărilor de realizare unui bazin olimpic de la început nou. Rectorul spune că în ultima perioadă s-a bucurat de tot sprijinul ministrului Mihnea Costoiu și că își dorește ca pentru noul an școlar să obțină mai multe locuri bugetate, mai ales pentru tinerii de etnie romă. Domnul ministru Mihnea Costoiu a spus că sprijină proiectul acesta, va sprijini campusul studențesc cu fonduri. Da, domnia sa a făcut aceste promisiuni. Și sigur, nu numai atât, domnia sa este alături de universitate permanent. Sperăm să obținem și locuri bugetate mai mult decât în anii anteriori și în același timp și pentru etnia romă locuri în plus. Deci bugetate. Totdeauna am avut deschidere totală din partea domniei sale. Ploile au măturat tot în calea lor. Mai multe localități din județul Gorj au fost afectate de precipitațiile abundente din ultimele zile. Comuna Băleștiu, de exemplu, munca oamenilor s-a transformat într-o mare de noroi. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct. Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății, a vizitat Spitalul Județean Târgu Jiu. Bănicioiu a intrat în câteva secții și a stat de vorbă cu pacienții. Acesta a sesizat deficitul de personal din unitatea medicală, dar și necesitatea investițiilor din spital. Să trăiți, domnul doctor! Bună ziua! Bine ce, îmi pare bine? Ce face? Sunteți la treabă! Poftiți! Dar pe și nouă, două salane! Prezentați-ne puțin secția dumneavoastră, vă rugăm! Dați-ne înainte! Dar să ne și povestiți să prezentați secția!
Oficialul a fost însoțit de prefectul județului Gorj, Alin Văcaru. Nicolae Bănicioiu a observat că la Târgu Jiu managementul privat nu a funcționat ca în alte localități din țară. Oficialul a menționat că, în comparație cu alte spitale din țară, la Târgu Jiu sunt mai multe lucruri de făcut pentru ca spitalul să ofere pacienților un act medical de calitate. Eu zic că e mai bine ca vizitele să fie neanunțate, pentru că vedem exact cum este situația. Ce pot să zic, a fost cu mine. Sunt medici foarte buni, deși puțin, dar buni. Sunt cadrele medii care își fac datoria, deficit de personal, sunt bani necesari în continuare pentru a fi investiți. Vă dați seama, venim după 20 ceva de ani în care nu prea s-a făcut nimic. Veți sprijini și, un anumit spital, acest spital? Bineînțeles că voi sprijini și acest spital și, în general, toate spitalele de stat din România care au nevoie și de investiție, dar au nevoie și de o altă abordare. Pentru că este, și aici mă bucur că este un manager nou. Deci trebuie și o abordare mai cu grijă și față de pacient, dar și față de modul în care sunt drămuiți și banii publici, puțin, dar trebuie drămuiți mai bine. Se pare că managementul privat aici nu a dat rezultate, că la cum am văzut spitalul... Comparativ cu alte spitale județene de urgență, cum vi se pare cel de la Târgu Jiu? Că mai sunt de făcut lucruri. Oficialul a fost primit de managerul unității spitalicești, Tiberiu Tătaru. Mă bucur că Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a dovedit faptul că și la o vizită de la un asemenea nivel, fără a fi anunțată în prealabil, s-a descurcat onorabil, astfel încât la capitolul curățenie am stat foarte bine. Ideea este că domnul ministru a văzut realitatea din Spitalul Județean de Urgență și în perioada următoare, categoric în măsura bugetului aprobat, vom reuși și vom încerca și sper că vom și reuși să remediem o parte din problemele Spitalului Județean de Urgență. Vi s-a și promis sprijin în acest sens. Categoric, acum rămâne bineînțeles să-l și concretizăm și cred că vom reuși anul acesta să facem anumite investiții în Spitalul Județean. Alături de el a fost și Daciana Sârbu. Aceasta a declarat că Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este unul curat, dar cu multe necesități. Județean de Urgență Târgu Jiu, cum vi se pare? Și stația de sterilizare. O vizită neanunțată, sigur că domnul ministru Bănicioiu a inițiat-o și a tras pe niște concluzii. Un spital curat, dar cu multe necesități. Cu multe necesități, da. Chiar am vizitat peste tot unde am fost. În general, s-au renovat spitalele de urgență. Sper să se întâmple lucrul ăsta și aici. În urma vizitei inopinate, ministrul Sănătății a promis conducerii spitalului că va aloca fonduri pentru derularea mai multor investiții la spitalul din Târgu Jiu. Recent, noul manager al unității spitalicești a solicitat ministrului fonduri pentru reabilitarea stației de sterilizare a spitalului, înlocuirea lifturilor de la spitalul 700, dar și bani pentru mutarea spitalului de TBC într-o clădire corespunzătoare. Fondatorul PPDD, Dan Diaconescu, a venit sâmbătă în Gorj, având mai multe întâlniri la Polovragi, Baia de Fier, Bumbești Pițic, Bengești, Ciocadia, Scoarța și Târgu Jiu. Alături de el au fost prezenți Simona Man, președintele partidului, secretarul Liviu Neagu, care este și secretarul general al partidului, dar și deputatul Niculina Măcioi. Dedemobilul a fost primit în zona de sub munte de mulți gorjeni dornici să-l vadă pe Dan Diaconescu. Ce surpriză! Trăiască Târgu Jiu! Târgu Jiu, cel mai tare! Aici trebuie să mutăm capitala României. Vă salută, Dan, de la Vatican. M-am întors în sfârșit în română. O, doamnă Firan, ce faci? O, Nebuleteanu, ce faci cu ei? La Baia de Fier, de asemenea, toată lumea era cu noi. La Bălcești, toată lumea a ieșit la poartă. Aici, iarăși, vă văd extrem de frumoși. Că aveți încredere că de data asta chiar reușim. E alături de mine aici și Simona Man, președinta partidului. V-am adus președinta, v-am adus pe deputata Nicoleta Măcioi, singura deputată din Parlament care ține cu Gorjul. Ca și vreau să vedeți o minune, Liviu Neagu, conducătorul de demobil, alături de mine aici. Dan Diaconescu a venit la Gorj după ce a avut mai multe întâlniri la Arad și Severin. Noi venim de departe, mă rog, Arad, Constanța, Tulcea. Și cred eu că se va produce un miracol în România în curând, pe 25 mai, fiindcă foarte mulți oameni ies în fața de demobilului, prin locuri neașteptate, comune, sate, și cam peste tot, de exemplu, la Arad,
unde a fost cuituită Elena Udrea cu câteva ore înainte să trecem noi, pe noi lumea ne-a aplaudat și ne-a îmbrățișat. Simona Mann, președinta PBDD, a ținut să precizeze că se simțea în județ lipsa fondatorului partidului. Suntem deja de 8-a, 9-a zi, cred că astăzi, de când mergem în țară, am pornit de la Arad, de la poarta de intrare în țară și o să facem tot în țară, așa cum a promis Dan Diaconescu, din nou se ține de promisiune, spre dezamăgirea unor lideri naționali care așteptau ca Dan Diaconescu să nu vină în țară, să nu se ține de promisiune, dar așa cum ne-a promis tuturor, va fi în țară, va fi alături de noi. Vicepreședintele PNL Gorj Mihai Mazilu, primar al orașului Târgu Cărbunești, și-a depus candidatura la biroul electoral județean pentru alegerile parțiale pe Colegiul 2 Senat. El a fost însoțit de mai mulți liberali, printre care senatorul Tudor Barbu. Cu o oră mai târziu decât anunțase inițial și după ce a rătăcit prin prefectură în căutarea biroului electoral județean, Mihai Mazilu a trecut cu bine de verificarea dosarului și s-a înscris oficial în cursa pentru alegerile parlamentare parțiale organizate în 25 mai. Șansele, când joci la loto, e o șansă la 2 milioane și de variante și ești încrezător să iei, dar în situația de față, la aceste alegeri pe Senatul 2, pe Colegiul 2 Senat, Gorj, șansele deocamdată sunt 1 la 4, deci sunt în 4-lea candidat. Sunt încrezător în petroliștii mei, în minerii mei. Mult mai optimist decât candidatul Mazilu a fost șeful său pe linie politică. Cred că este pentru prima dată în istoria județului Gorj când vom avea 3 senatori ai Partidului Național Liberal. Deci, practic, Gorjul în acest moment este reprezentat de 2 senatori, PSD-ul nu are niciun senator, și va fi reprezentat în curând de 3 senatori ai Partidului Național Liberal și o să vedeți că astăzi va scrie istoria și mai mult decât atât, începe și declinul hegemoniei PSD-iste în județul Gorj. Astăzi este ultima zi în care biroul electoral județean va mai primi dosare ale candidaților ce râvnesc la un loc în Senatul României. Ploile au măturat tot în calea lor. Mai multe localități din județul Gorj au fost afectate de precipitațiile abundente din ultimele zile. În comuna Bălești, de exemplu, munca oamenilor s-a transformat într-o mare de noroi. Culturile au fost compromise, iar animalele și păsările au fost ucise de ape. A plouat torențial toată noaptea, suficient ca mai multe gospodării să fie inundate. Apa a avut chiar și o jumătate de metru în anumite locuri. Oamenii se uită neputincioși la dezastrul pe care l-au lăsat ploile în urma lor. Ei se plâng că la fiecare ploaie mai serioasă se trezesc că apa le intră în curți pentru că nu există șanțuri de scurgere. Eu am 75 de ani, sunt operat de inimă, bărbatul meu e o loc de picioare și am muncit nenorociți că oamenii nu găsim, nu nimica. Și acum noi cu ce să trăim, domnișoară și domne, cu ce să trăim? Că noi nu putem să ne ducem la piață și nu avem cu ce să trăim. Păsări moarte, păsări moarte, intră apa în casă acolo. A plouat mult? Da, a dat 50 de litri pe metru pătrat. Dintre care canalul principal care era săpat acum 20 de ani în urmă s-a fundat de apă. Apa a pornit circa 200 de metri din canalul principal, a venit pe șoseaua principală. Dar problemele sunt în modul general la toată lumea, nu la lor. Uitați, bătrânii ăștia de 90 de ani, în situația în care sunt. Și nu vor să spargă digul că, vezi, Doamne, inundă nu știu ce recolte. Undeva în lacul Ceauru, care nu e autorizat să pui acolo recolte. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a salva din bunuri și animale. Potrivit reprezentanților ISU Gorj, au fost afectate 12 gospodării din comuna Bălești. La Inspectoratul de Examen de Situații de Urgență al județului Gorj a fost solicitat să intervină la inundații unde au fost afectate mai multe gospodării în localitatea Bălești. În prezent lucrăm cu 2 motopompe transportabile și una remorcabilă pentru înlăturarea apei din gospodăriile afectate. Câte gospodării au fost afectate? Momentan au fost aproape 10-12 gospodării. Urmează să evaluăm situația în perioada următoare. Culturi inundate, păsări moarte? Din spusele cetățenilor, e vorba și de câteva păsări. În
urmează să evaluăm situația exactă, că nu avem o situație exactă concretă. Potrivit ultimelor date centralizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, până acum au fost afectate 8 comune, 15 sate, dar și un municipiu. Este vorba despre Mutru. În localitățile afectate au fost inundate 14 gospodării, un beci, 7 curți, 43 de grădini, 9 anexe gospodărești, dar și 338 de hectare de teren arabil. De asemenea, un pod a fost distrus la Șomanești, dar și un pilon de susținere al unui pod peste râul Mutru. În continuare, vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a instituit luni cod portocaliu de inundații până marți la ora 12 pe râurile din bazinele hidrografice Jiu pe sectorul Aval, confluență Motru, Amonte, Podar, județul Dolj, afluența Argeșului Superior, județul Argeș și pe Sabăr, județele Dâmbovița și Giurgiu. Liderul PNL, Crin Antonescu, ajunge mâine în județul Gorj. El se va deplasa în Polovragi, Novaci, la stațiunea Săcelu, la Spitalul Târgu Cărbunești, la Țiclen, la Mănăstirea Tismana, la Târgu Jiu, Drăguței și la Rovinari, unde va avea un miting electoral la care sunt așteptați peste 2000 de liberali. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură informează fermierii că mai pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2014 pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură începând de astăzi, 5 mai 2014, până în data de 10 iunie inclusiv. Cei care vor să primească subvenții pentru motorină folosită în lucrările agricole trebuie să depună o cerere de acord prealabil care să conțină informații cu privire la suprafețele de teren sau structura culturii. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Bandurii au suferit o nouă înfrângere. Detalii imediat. Din eșec în eșec, pandurii sunt cu moralul la pământ după înfrângerea dureroasă suferită pe teren propriu cu echipa ce se bate la retrogradare ACS Poli Timișoara. Pandurii au pierdut turneul meci de această dată în deplasare. Elevii pregătiți de Petre Grigoraș au fost învinși de FC Vaslui, echipa ce a aflat în ziua meciului că nu va primi licența pentru sezonul viitor din cauza restanțelor salariale. Pandurii au pierdut și pe terenul moldovenilor de la FC Vaslui. În ciuda problemelor pe care le-au avut adversarii, aceștia au ieșit din Liga 1 în picioare. Cu salariile neplătite de luni bune și fără licențe pentru sezonul următor, cei de la FC Vaslui au marcat singurul gol al meciului în minutul 59 prin Antal, același jucător care a înscris 2 goluri în tur pentru a asigura din nou victoria moldovenilor. Deși au bugetul asigurat și au primit licența pentru participarea într-un nou sezon competițional de primă scenă, pandurii nu au reușit descătușarea în deplasare. Gorjenii au moralul la pământ, lucru recunoscut și de tehnicianul Petre Grigoraș. Normal că ne așteptam la un eveniment, știind că întâlnim o echipă, din păcate, care e dărâmată psihic, dar iată că și astăzi au dovedit că sunt caractere puternice și și-au apărat blazonul. Felicitări pentru modul în care au făcut-o. A venit acea fază și execuție de excepție a lui Liviu Antal, care a înclinat balanța, pentru că parcă jocul se ducea spre un 0-0, fără sare și piper, bineînțeles, fără prea multe situații de gol și destul de anos. Și noi suntem o echipă, din păcate, cam blazată și lipsită de nervi. Doarsă parcă, slăită de putere, dorința a fost, dar putință mai puțină. În ciuda faptului că echipa nu merge bine, Petre Grigoraș speră la o revenire spre finalul campionatului. Antrenorul gorjenilor spune că jucătorii au avut voință, dar le-a lipsit putința. Echipa este dărâmată psihic, a ținut să sublinieze Grigoraș. În ultimele etape vom încerca și vom reuși, poate să câștigăm și noi o partidă. E o blazare și o vedere și psihică la nivel de echipă. Toată lumea a fost învățată cu echipa pandurilor să joace spectaculos, să câștige meciurile, să lupte de la egal la egal cu orice adversar în țară. Acum nu mai câștigă, în 2014 n-a câștigat niciun meci pe teren propriu, în deplasare într-adevăr a reușit 2 victorii, dar lucrul ăsta i-a afectat. Normal că va dura ceva ca să ne revenim. Să sperăm că vom reuși meciul următor. Altă soluție nu avem și vom merge până la capăt, vom lupta până la capăt în fiecare partidă. Cert este că la modul cum ne-am prezentat și etapa trecută, se vede că este foarte, foarte mult de muncă și va fi foarte greu până la sfârșit să câștigăm mai multe partide. Este chiar foarte greu. Următoarea partidă a pandurilor este programată joi, 8 mai de la ora 19. Gorjenii vor primi vizita celor de la FC Viitorul Constanța într-un meci transmis de DigiSport. Iar dacă au bifat doar 2 victorii în 2014, pandurii încă mai speră la o revenire. Gorjenii vor să redevină una dintre cele mai importante echipe din campionat. Jucătorii pregătiți de Petre Grigoraș spun că nu și-au revenit după eșecul de la Vaslui, dar sunt conștienți că victoria este obligatorie împotriva echipei lui Gică Hagi.
Chiar dacă nu au reușit o victorie în deplasare, pandurii sunt optimiști. Jucătorii recunosc că nu-și revin după această înfrângere, dar așteaptă meciul de joi pentru a le demonstra suporterilor că nu vin degeaba la stadion. Pandurii vor să demonstreze că știu să joace un fotbal de calitate și pot redeveni echipa din tur care nu ceda puncte atât de ușor pe teren propriu. Alexandru Ciucur speră chiar la 2-3 victorii până la finalul campionatului. Ciucur nu admite nici măcar un rezultat de egalitate. Sper să ne revenim joi cu viitorul. Să câștigăm și noi meci și pe urmă să legăm 2-3 victorii, dacă se poate. Da, el încearcă să ne ridice moralul, el e un antrenor foarte bun, e alături de noi, dar nu știu, doar o victorie ne poate scoate în această pasă proastă. Jucătorilor nu le-ar părea rău dacă ar trimite echipa lui Gheorghe Hagi la retrogradare. Doar 3 puncte ne-a ridicat moralul, spune convingător Nicandro Brevold. We lost 3 points, we lost the game. We must look at the next game against Constanța because we cannot bring the points back. Yeah, these games will be hard. They need points, we need points. We must bring the morale of the team back. And the only way to do is to win. We can train, you can talk, but the only thing you can do, the remedy is to win the game. Atacantul libanez Shamsen este mai optimist. Speră la un meci bun joi pe teren propriu și este conștient că cele 3 puncte puse în joc sunt importante pentru ambele echipe. Nici Shamsen nu vrea să audă de un rezultat de egalitate sau de o nouă înfrângere. We a little bit sad of course for no win, but we look forward and I hope for next match for Thursday. For them is very important match, also for us we must win. We go now, we must win, don't care how, we need the 3 points for us, for the team. We won't win, it's not okay for draw, this is football. They can win before the games. Why they want a point from us? We want the 3 points and we get the 3 points, I think. Vicecampioana este la a treia înfrângere consecutivă în campionat și a doua cu Petre Grigoraș revenit pe banca tehnică. Energia Rovinari intră în vacanță mai devreme. Basketbaliștii gorjeni au pierdut și a treia confruntare din play-off în compania liderului Asesov Ploiești, scor 69-87. Această înfrângere înseamnă finalul sezonului pentru echipa gorjeană, cel mai bun din istoria clubului pentru Energia, odată cu aducerea trofeului Cupa României la Târgu Jiu, care le-a dat posibilitatea de a juca în Europa. Energia Rovinari a pierdut ultimul meci cu Asesoft, iar drumul echipei gorjene în play-off, dar și pentru acest sezon s-a terminat cu această partidă. Pentru echipa gorjeană urmează vacanța, iar în sezonul viitor vor lupta pe 3 fronturi: Liga Națională de Basket, Challenge Cup și Cupa României. Poate că mulți nu se așteptau să avem un joc atât de bun, din punctul meu de vedere, cel puțin primele 25 de minute. Am ținut pasul cu o echipă foarte puternică. Nu vreau să vorbesc acum de accentările care le-am avut și nu vreau să găsesc scuze. Am avut doi accentați, doi jucători foarte importanți, dar cei care au intrat în teren cred că au reușit să-i suplineze și nu s-a simțit lipsa celor doi. Deci nu vreau să găsim scuze, Asesoft l-a câștigat meritat, o echipă mai experimentată. Ghinionul Energiei în duelul cu Asesoft a fost amplificat de absența a doi jucători foarte importanți, Darby și Jasvin. Chiar și așa, Energia încheie sezonul cu fruntea sus. Am pierdut. Nu trebuie să fim supărați, până la urmă urmei, cred că am terminat cu capul sus, chiar dacă e o diferență de 18 puncte, cum a spus și Dado, e mincinoasă și cred că trebuia să fie poate o diferență mai mică sau poate să câștigăm. Dar asta este. Asta e basketul. De-aia e frumos. Și când pierzi și când câștigi, trebuie să ții capul sus și să mergi înainte și să înveți din greșeli. Ultimele două sferturi au făcut diferența, cred adversarii. Am așteptat să fie un meci strâns și a fost un meci strâns, chiar că diferența la final nu zice așa, dar primele două sferturi a jucat Energia foarte bine. Noi am avut problemă și cu șut de afară și cu apărare la anumite momente. Sfertul 3, sfertul 4, cred că a făcut diferența în apărare, în primul rând. Și adversarii au lăudat performanța basketbaliștilor gorjeni. Meritați să fiți mai sus, a spus la finalul partidei antrenorul ploieștenilor Vladimir Arnautovici. Undeva am știut că nu are cum să ține pasul Energia, mai ales fără doi jucători importanți. Felicitări cum a jucat și cum a jucat tot sezonul. Și seria asta, chiar că 3-0, dar nu, după mine, Energia e o echipă care merită loc mult mai sus decât ocupt. După această partidă, basketul din Gorj intră în vacanță, următorul meci oficial al Energiei, fiind programat abia la finalul lunii septembrie.
Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. De mâine temperaturile încep să crească, detalii în rubrica Meteo. Pe final vă invit să ne înveselim și pisicile sunt atrase de sport, chiar de mici, își susțin sportivul preferat de pe margine, dar cu multă fidelitate. Iată! Atât pentru moment, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. După jurnal urmează editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Eu vă aștept cu noi informațiile a jurnalului 20 pe curând.